De luni de zile, traficul auto este îngreunat pe drumul care leagă municipiul Zalău de orașul Jiboi. Iar asta pentru că aici, unde se lucrează lângă un pod, la un moment dat a fost montat un semafor care aproape că nu a funcționat deloc. Acum nici măcar nu mai există acest semafor, iar în continuare traficul este recționat, se circulă pe o singură bandă câțiva metri, astfel încât riscul producerii de accidente este unul mare, mai ales pe timpul nopții.